Șapte antreprenori din zona de vest a țării au participat la un eveniment în cadrul căruia au analizat soluțiile și oportunitățile de care pot beneficia tinerii care vor să pornească o afacere sau care vor să-și urmeze vocația. Europarlamentarul umanist Maria Grapini, alături de membrii filialei umaniste din Timiș, a organizat conferința de presă Bucuria de a fi propriul stăpân, meseria brețară de aur. Cunoscută ca un om de afaceri de succes, dar și pentru demersurile pe care le face în sprijinul IMM-urilor, Maria Grapini le-a împărtășit celor prezenți din experiența sa. Noi, la nivel național, ca umaniști, am dorit să încurajăm oamenii și să-i sprijinim pentru a porni o afacere, pentru a-și lua soarta în mâini sau pentru a găsi, așa cum am spus noi, meseria brățară de aur, o vocație, un hobby de la care să pornească un business. Noi putem să sprijinim prin ceea ce am decis la nivel național umaniștii, să dăm o linie de credit pentru afaceri familiare, pentru afaceri mici, dar să fie solide, prin acordarea unor credite celor familiilor care doresc să-și pornească o afacere. Să-i sprijinim și cu întocmirea planului de afaceri, dar și cu acest credit care l-ar lua foarte greu de la bancă. Și atunci, această măsură, acest program al nostru, al umaniștilor, vine foarte bine pe ceea ce, pe tipul conferinței care o fac, bucuria de a fi propriul tău stăpân, fiți propriul tău stăpân și, evident, meseria brățară de aur. Vești proaste.